Stimați, astăzi, suntem la ordinea de zi. O zi din nou plină de evenimente. Unele mai interesante, unele mai puțin interesante. Aș începe, însă, cu întâlnirea care s-a desfășurat astăzi la Parlament între președinții celor două camere ale Parlamentului, Senat și Camera Deputaților, Cărim Popescu, Tăricianu și Valeriu Zgonea și patru ambasadori sau care țin locul de ambasadori pentru că reprezentantul american însărcinatul cu afaceri este practic ambasadorul de ambasadorul Olandei, Marii Britanii și cred că a mai fost unul, dar mai puțin relevant este această, această participare cât situația în sine. Știți că vă mai spuneam și săptămâna trecută, când uh, reprezentantul american a chemat la ordine pe premier, pe șefii camerelor parlamentare. Ținem cont și de declarațiile că, vedeți, Guvernul Statelor Unite, Guvernul Olanda, apropo, Olanda nu era țara aia care ne blochează să intrăm în Schengen? Deci mai avem ceva de discutat cu această țară? în sensul că să ne tragă de urechi în continuare la București? Ce vreau să vă spun? Pare tot mai clar că, suntem, că am devenit o țară bananieră în care politicienii români sunt de fapt un fel de secretare de mâna a treia a reprezentat. Deci cum să vă spun, nu suntem că mâna a doua ar fi ambasadorii țărilor respective de sân la București, iar noi, miniștrii noștri, parlamentari, nu sunt niște trepăduși pe care îi bagi sau nu îi bagi în seamă. Nici când România n-a coborât atât de jos sau n-a acceptat să fie atât de înjosită. Dacă s-a ajuns până acolo încât inclusiv Traian Băsescu a avut zilele trecute o intervenție în care spune că e de neacceptat acest lucru, Înseamnă că chiar am ajuns foarte jos și clasa politică românească sau ce mai rămas din ea să fie foarte atentă cu aceste prejudicii de imagine care le aduce românii. Că aduc ei în fiecare zi prin prestații este altă treabă. Dar în momentul când ambasadorii unor țări, e adevărat, țări importante din spațiul european sau euroatlantic, Vin să-ți dea ordine. Atenție! Își depășesc statutul diplomatic. Nimeni nu zice nimic. Ai noștri, am înțeles să trăiți și încearcă să execute. Noroc că nu mai ascultă cei, ceilalți din Parlament. Cred că există o înțelegere secretă <coughs> care trece dincolo de partide pentru că altfel am fi într-o situație de-a dreptul penibilă pentru o clasă politică, vă spuneam, atâta cât mai este. E adevărat, modificările care se aduc la codul penal sunt discutabile. Sunt de multe ori, au în ele diverse lucruri care nu sunt tocmai în regulă. Adică, accesul justiției, să spunem, la unii parlamentari este, se, se va face mai dificil. Dar atenție, să nu uităm că am tot vorbit și, inclusiv, eu am acuzat. Actuala putere care a pus de fapt în aplicare codurile, că nu s-a uitat pe ele și nu le-a modificat. Dar să știți, noi nu avem în momentul de față codurile în vigoare în România, n-au fost dezbătute, n-au fost dezbătute în Parlament, deci practic au fost asumate. N -am, vorbeam aseară de legea educației naționale, n-a fost dezbătută, a fost asumată. Deci noi suntem conduși, să spunem așa. Administrați pe baza unor legi care n-au fost trecute prin Parlament decât cu titlu de asumare, pe o majoritate. Deci, apropo de democrație, acestea încercăm acum să le modificăm, atenție, prin dezbatere parlamentară. Nimeni nu ne lasă. Nu am spus acum că modificările ar fi toate în regulă, deși unele poate că sunt. Dar, încă o dată, spun. Nu e deloc în regulă ce se întâmplă cu, cu noi în privința asta. A, că trebuie să luptăm împotriva corupției, cu siguranță, dar avem deja instituții care sunt bine angrenate în această luptă. N-am înțeles în continuare de ce trebuie să mergem pe arestul preventiv, că de fapt asta e singura miză, când obiectivele justiției din România ar trebui ce. Pedepsirea infractorului, deci vinovatului, și recuperarea prejudiciului. Ce facem noi acum este, de fapt, spectacolul mediatic și vedem noi dacă mai ajungem la pedepsirea cu adevărat a infractorului, iar partea de recuperare la Sfântul așteaptă. Deci, asta se întâmplă în România. Vedeam o declarație a oficialilor americani de zilele acestea, care spun însă un lucru foarte care ar trebui să ne dea de gândit, apropo de România. Nu vin în țara noastră oamenii de afaceri, deci firmele mari americane, dintr-un motiv. Aici costurile sunt mari, parandărâtul este mare și nu și le mai pot, adică la american nu te joci, în Statele Unite. Nu ce se întâmplă în, parte, în alte țări. În Statele Unite nu te joci cu legea. Așa că, de deci ce trebuie să fie verificați la centimă? Și aceste șpăci pe care le plătesc nu numai în România și în alte țări nu pot fi scoase, nu pot fi e, ferite de fiscul american. Și atunci mai bine nu se riscă, firmele mari nu vin în România, tocmai din acest moment, pentru că e corupția mare. Bun. Dar cine încurajează corupția? Încă o dată, noi vorbim e, la acest moment în România, în toate dosarele, Microsoft, toate celelalte, vorbim de șpaga care a venit, dar, atenție, ăia care au dat-o, de la care a pornit, nu pățesc nimic, nici în Statele Unite, nici pe la noi. Microsoft, un speț. Acum avem o, noi, apropo de cinstiții oameni de afaceri din, de pe alte meleaguri. Ăștia nu sunt corupți ca ai noștri, deci nu dau șpagă, nu fac nimic. Așa ni se spune, nu? Poate mi explică cineva ce s-a întâmplat în cazul Bechtel. Cum dracu s-a făcut că noi am plătit la Bechtel vreo 4 miliarde de, de dolari pe nimic. Da? Nu anchetează deci, nici DNA-ul, nici DICOT-ul, nici parchetul general? Fug de Bechtel ca, ca dracu de tămâie. De ce? Nu cumva pe acolo au fost niște... Dar nu trebuie demonstrate? Hai că nu aveau nicio problemă, că unde ar duce? Ar duce spre unii oameni politici care, cel puțin, ar trebui să suporte și consecințele. Da? Nu se întâmplă. Sau poate se va întâmpla în perioada următoare. Bine ar fi să fie așa. Dar la acest moment... Nu se întâmplă. Și sunt multe alte cazuri. s au dat unul din România, de la Radu Vasile, care spunea că nu mai e de furat nimic în România, s-a tot furat. Și încă se tot fură. Și nimeni nu face nimic. Deci, mă întorc acum de la, de la acest lucru, dar vă spun și uh, oamenii de afaceri serios spun, nu merg în România, că trebuie să dau șpagă. Am probleme, acum e și lupta anticorupție, dacă spune un amețit de la care îl saltă DNA-ul, spune că i-am dat, dat eu o mită sau ceva de genul ăsta. Și atunci ei se feresc să facă acestea. Vin firmele care o dau la întors, adică pun pe unul, își fac o filiară în România, ăsta dă toți banii, prin el se fac șpăgile și nu știu ce, pe filiar din România să nu poată fi depistată de afară și cad fraierii în ce se scad fraierii? Pentru că încoată lucruri care nu se... Deci presa noastră nu le spune sau le spune cu jumătate de gură în România. Să nu credeți că în Uniunea Europeană n-ar fi și lucruri mai puțin plăcute. De unde credeți că am învățat asta, nu neapărat corupția, cu șpăguța și cu celelalte? Bine, bănuiesc că România au fost profesori pentru unii din vest, asta e altă treabă. Dar chiar credeți așa nevinovați? Uitați-vă la licitațiile mari din România, care se fac de când avem Uniunea Europeană, da? Cum naiba se face că le câștigă numai occidentalii? Și ca o întâmplare, nu apar nici reclamații, nu mai apar nici contestații, dacă apar ele sunt câștigate fără probleme. În timp ce dacă se întâmplă la o licitație să nu câștige Firma nu știu care, din Franța, din Germania, din Italia, așa, sunt blocaje, ne blocăm cu lunile, cu anii, nu mai facem lucrarea respectivă că n-a câștigat cine trebuie. Noi vorbim, dăm cu parul, dar parcă se prea lucrurile. Dar să mergem puțin la politică, pentru că a apărut astăzi un nou sondaj al câtelea, un sondaj al InScop. Uh, care spune un lucru absolut interesant. Uh, asta nu înseamnă că poate fi luat și în seamă, dar haideți să-l prezentăm totuși, să vedem cum stăm, uh, cum stăm la acest moment. Deci, un sondaj făcut la comanda adevărului. Bine, în momentul când a spus adevărul, știți și cam din ce tabără politică, așa. Deci, cu siguranță uh, partea, să zicem, liberală este ridicată și partea cealaltă este coborâtă, că vine de la un anumit ziar, da? Deci după comandă. Bun, dar în fine. Deci, dacă ar fi alegeri acum, sau oricum, dacă erau alegeri la începutul lunii mai, noul PNL ar fi obținut, până la scandalul stenogramelor, atenție, 44,7% din voturi iar alianța PSD pc 39,1%. Pe locul 3 ar fi UDMR cu 5,2. Ar fi și singurul partid care ar mai intra în parlament depășind 5%. Reducerea pragului parlamentar la 3% ar crește șansele de a intra în parlament pentru Partidul Mișcarea Populară. Restul partidelor obțin scoruri mici, amplificând tendința de polarizare a scenei politice românești. plr 2,2 prm 2, pnc 1, ppd 1, al partid 2%. Uh, PMP-ul se bucura de un scor de depășea 5% acum vreo 2-3 luni, PLR-ul la fel, acum se pare că au luat-o la vale. Nu m-ar mira, e clar, polarizarea, dar pe de altă parte... Vreau să vă spun că sondajul, este, este făcut ca să pară crescător într-o anumită într-o anumită direcție până la urmă însă trebuie să te uiți puțin la tendințe chiar dacă e la scururi foarte mici în sensul că și unul și altul de, deci și Partidul Național Liberal și Alianța PSD-ul de fapt sunt pe un tren crescător UDMR-ul la fel, și din acel moment toate sunt în cădere de la deci partidele din România. Eu zic că nici ale ar trebui să se bucure foarte mult. Un eșec al actualei guvernări, sau ce se întâmplă acum în România, s-ar putea să ne ducă, am mai spus-o, spre un experiment de tip grec și după cum ați văzut ce se întâmplă în Grecia experimentul este de-a dreptul uh, experimentul acela este de-a dreptul contundent pentru populație de fapt nici grecii nu sunt români și au și ei o mare vină în situația în care se află mergând mai departe trebuie să spunem că uh, sunt și alte uh, știri să spunem așa, destul de importante, una dintre ele și care ne pune cumva pe gânduri și vă spun că ne pune pe gânduri și dintr-o altă, dintr altă perspectivă, gândiți-vă că vă lăsați copiii la școală, un incident care ar fi putut avea urmări deosebit de grave a avut loc într-o sală de clasă după ce un elev a reușit să intre în unitate cu un pistol cu bile. Elevul a început să se laude pe holuri, iar un coleg de său l-a luat de mână și a, și a intrat cu arma într-o altă clasă ca să-i sperie pe cei din jur, spun reprezentanții școlii. De la o joacă s-a ajuns la un lucru mult mai grav. A intrat într-o altă clasă de a noua și în joacă pistolul s-a descărcat și a atins doi elevi, a declarat directorul liceului de electrotehnică și telecomunicații. Proiectile din pistol de tip Airsoft au nimerit doi elevi în braț. Din fericire, aceștia sunt răniți ușor. Degeaba a încercat tânăr de 18 ani să spună că este nevinovat. Gestul stupid i-ar putea aduce exmatricularea. Întregul incident a fost filmat de camera de supraveghere ale liceului. Chiar dacă cei doi elevi răniți nu și-au reclamat colegul, gestul teribilist nu va rămâne fără consecințe. Sancțiuni riscă și elevul de a noua care a adus arma, care a dus arma la școală. Mai drag pentru ei, cazul a ajuns în atenția polițiștilor după ce chiar directorul liceului a făcut o sesizare. Acum vreau să vă spun că cu ce pot intra elevii noștri în ziua de astăzi într-o școală, te crucești. Din nefericire, ați văzut filmele americane. Ați văzut că în zonele male, sunt zonele, să spunem așa, cu probleme sociale, rău, famate sau ceva, există chiar acele detectoare de metal, de arme să nu poți intra în incintă. La noi, dacă vrea, poți să aduc o bombă în oricare de la liceu, de la Târgu Jiu, vreau să zic, hai să nu vorbim doar de gorj. Deci poate să vină cu bomba în geantă la Tudor Vladimirescu, la Spiru Haret sau la Ecaterina Teodoroiu și nimeni nu-l poate depista. De ce? Sistemul de pază de la noi este foarte slab, dar este de ce slab? Nu din vina oamenilor care lucrează la acest moment în asta, ci pentru faptul că sunt bani puțin ca să avem o pază profesionistă și pe toată durata programului. Ce fac uh, polițiștii locali este să asigure zona, nu pot să, să acopere absolut toate toate aceste unități de învățământ, ca să vorbim de Târgu Jiu, ne mai vorbim în rural sau în celelalte orașe. Faza cea mai dură este însă alta, că se poate, poate apare oricând o dramă și apoi ne gândim la măsuri. A, că se fac hârtii, planul de pază, aprobate de poliție sau ceva de genul ăsta, este cu totul altceva, dar ele nu acoperă. Deci dacă te gândești, este pentru, pentru o lume normală. Deci, într-o lume normală, acel plan pe care îl aprobă fiecare școală îl prezintă organelor de poliție care își aduc și ele aportul și, bineînțeles, pază proprie, unități specializate unde sunt mai mulți bani, toate aceste lucruri pot funcționa într-o lume normală. Dar, în ziua de astăzi, avem și s-a văzut și la gorj copii care se droghează, copii care consumă alcool comportamente de acestea deviante, te poți trezi că la un moment dat, noroc că nu are posibilitatea să facă o bombă, să spunem, nu are accesul, dar o poate aduce într-o sală de clasă. Cred că ceva trebuie schimbat din acest, din acest, punct de vedere, ca și fiecare școală, nu știu, să aibă polițiști locali mai mulți, care să asigure paza unităților respective, pe, pe timpul programului școlar pentru că iată la ce se întâmplă. Și s-a întâmplat la Constanța într-un oraș mare, dar pute, poate oricând să se întâmple și la noi. Dacă ne bazăm doar pe faptul că la noi nu se poate întâmpla un asemenea lucru, un, un s-ar putea să avem surprize dintre cele mai neplăcute. Știți că vă spuneam acum într-o seară că după mine șeful CNADR-ului care este și gorjan de-al nostru prin adopție, narcis neaga, e vai mama lui din toate punctele de vedere. E, vreau să vă spun că nu am spus numai eu asta, eu am spus-o pur și simplu întâmplător, având în vedere că îl și cunosc de când lucra în lumea, în media din Gorj, și vreau să vă spun că o spune chiar șeful său direct, ministrul transporturilor. Reproduce și noi informația pentru că e interesantă până la urmă, și poate pricepe ceva și domnia sa, poate măcar din situația din Gorș, că dacă nu le vede prin toată țara ce se întâmplă, poate vede situația din Gorș. Cum spunea ministrul transportului Ioan Rus, a declarat miercuri că în cazul în care șeful CNADNR este este rușine de calitatea drumurilor județene să fie să-și găsească un alt loc de muncă, ceea ce îi recomandăm și noi, fie să se apuce să modernizeze. Nici asta n-ar fi rău. Cităm din ce spunea, de ce a spus ruz la Palatul Parlamentului. Dacă la a prins rușinea vis-a-vis -vis de cum arată un drum județean, are două variante. Fie în situația sa rușinoasă să se apuce să modernizeze, să fie mult mai harnic, fie să-și găsească un alt loc de muncă. Deci, să știți că noi suntem de acord cu ambele variante. Să aleagă una. A doua problemă, nea ministrul ăsta dacă e al transporturilor, n-are și domnia sa nescaia atribuții, așa, ori se pune și el pe treabă, ori îl dă pe afară, nu? Poate totuși a fost o sugestie și se, și se împlinește. Acum vreau să vă spun că am vorbit aseară despre scandalul lemnului, și să știți că acum a luat o amploare și mai mare. Cea mai bună dovadă este că guvernul se gândește exact ce sugeram și noi la momentul aseară, că poate totuși cum au făcut celelalte țări, facem și noi să blocăm exportul pentru o perioadă. Așa că cred că cea mai bună variantă asta este pentru o perioadă să nu mai exportăm lemnul decât în varianta sa prelucrată, deci la export, și atunci poate lucrurile se vor mai schimba. Dar ce facem cu exploatatorii din Gorj care vând buștenii câteodată așa cum îi taie din pădure? Da, poate unii vor avea bani mai puțin în perioada, în perioada următoare. Uh, apropo de știrile zilei, uh, Mâine sunt, de fapt, nu mâine, poi mâine. O să aflăm și ce se întâmplă cu Dragnea, cu Liviu Dragnea, cu Ministrul Dezvoltării. El spune, de fapt, a declarat miercuri că va demisiona din toate funcțiile pe care le deține dacă va fi condamnat vineri în dosarul referendumului. Funcțiile nu vor mai fi, a declarat Liviu Dragnea, a întrebat ce va face dacă va fi condamnat. Da, e o poziție normală, deși acel dosar e fabricat, e fabricat părerea mea, deci nu are dovezile care să ar cere, oricum va rămâne în memoria publică ca un dosar politic. Deci justiției nu-i face bine o asemenea, o asemenea condamnare. În momentul când ai condamnări care nu sunt clare, ca și spețe, nu câștigi nimic în fața cetățenilor. Deci nu -o, o să fie mai demn de justiție, adică vor să creadă în, în reușitele ei. Bun, deci pentru că vorbeam de această știre, vă mai dau una și anume că... Astăzi a fost, de fapt, am văzut și la televizor, a fost un protest PNL în Parlament, o brigadă artistică, cum a numit-o PSD-ul, câțiva, câțiva parlamentari în frunte cu doamna Vasa a venit cu niște bidoane care trebuiau să țină lot de canistre și care cereau guvernului să renunțe la acciza de 0,07. Vreau să vă spun. Că dacă acest protest ar fi fost făcut anul trecut când s-a băgat asta, poate ar fi avut și un efect. Sau nu că ar fi avut un efect. Pentru cetățeni. Acum când cetățenii au trecut prin toate astea și la sumă foarte mare când s-a mărit prețul și la o sumă destul de rezonabilă, cum a fost la 5 lei, pentru o scurtă perioadă, că benzinarii noștri au avut grijă să, să salte prețul destul de mult, Deși n-a crescut barilul, dar în fine asta e altă treabă. Deci, oamenii s-au convins că nu de acolo e prețul ăsta foarte mare. Și din cauza asta, și doamna Vaz și eu decât au făcut un program artistic. N-au convins nici parlamentarii care au votat cum au știut, dar -au, nu convin nici cetățenii. Aici e problema. Poate, totuși, ne alegăm de teme mai serioase. Poate, totuși. Și acum venim la tema, poate cea mai importantă, care în continuare împarte presa în două, în funcție de contracte, părerea mea, de publicitate. Și anume, supermarketurile au crescut prețurile. Au crescut prețurile când au zis că se reduce TVA-ul. Este clară chestia asta, am văzut-o cu ochii mei, în magazin o vede și dumneavoastră. E, vreau să vă spun că unele agenții gen Hot News, Nenea Tapalagă, pe cum îl cheamă. Și mai sunt și alții care încearcă să mă convingă că nu văd bine. Adică, domne, n-au crescut prețurile, a fost ceva conjunctural. Bun, dar eu văd că merele din Polonia, apropo că din România, n-au cum, da, în fine, au crescut de la săptămână la săptămână, s-au dus la. N-au fost niciun moment atât de scumpe la acest moment. Și asta vă uitați în toate supermarketurile din Jiu Am dat un exemplu. Altceva aș vrea să spun. Uh, orice măsură bună poate fi transformată sau poate fi sabotată. Noi în momentul de față, putere și opoziție se sabotează pe anumite idei. Problema e ce vin avem noi cetățenii. Adică dacă și-ar da, pot să ducă în Parlament, pot să-și dea și câte una la cap dacă n-au de asta. Că tot în Parlament nu prea fac mare lucru în ultimul timp ba se ceartă, ba nu-i vor, ba trebuie să mai ridici o imunitate și tot așa, că de fapt am fost, senatul paralizat cu cazul Șova de 2-3 luni, iar Camera Deputaților cu ridicările de imunități. Altceva nu fac. Bun. Păi în varianta asta, în pauze, așa și ăsta, câte o mică scaltoacă, chestii, nu știu ce, ar arăta și parlamentarii noștri ca o activitate. Lăsând însă gluma la o parte, trebuie spus că nu se întâmplă, nu se întâmplă absolut nimic pentru că nici punctele de discuție nu sunt cele serioase. Adică, de dragul unei imagini, că o vedem pe doamna Vas cu canistra, cu bidonul ăla gol, că bănuiesc că dacă ar fi pus benzină în el, se murdărea pe degetuțe. Așa, apropo, soțul doamnei Vas sau fostul soț a avut pe la. știți, pe la retrocedări sume mari. Miliarde, sute de miliarde. Nu zice dna ul nimic. Absolut nimic. De ce oare? Întrebăm. Ne întoarcem. Bun. Deci spuneam că în Parlament, de fapt, așa ne trebuie. Am trimis în Parlament pe vot unii nominal, pe toți cei care au avut bani. Dar care, știți cum e. Minte mai zicem, cum mai zicem, dar problema e aici la mansardă. Dacă n-ai la mansardă. Dacă n-ai la Mazar, să spui e, sau să și crezi că ai făcut extrem de multe pentru Gorș. Chiar am văzut, și vă spuneam apropo de parlamentarii de Gorș, i-am tot văzut pe la televizor în ultimul timp ei cred că chiar au avut activitate. Eu n-am văzut-o. Și palpabilă vreau să vă spun. Ba din contră, nu-i prea mai vezi nici pe media așa de prezenți cum era odată. Știți câte... Uh cu ani în urmă, parlamentarii de gorje erau extrem de ofensivi, de prezenți pe media să spună că au făcut, că nu știu ce. Acum nu prea. De ce oare? E adevărat, unul dintre cei mai activi, cel puțin și pe media și chiar și în Parlament, era Danilie Morega, care după 2012 nu mai este în Parlament. Dar era foarte incisiv domnul Popeangă. Acum mai vorbește din când în când singur. Și atât. Păi alți, îi repet, că poate așa îi învățăm. Weber, Iriza, Răzvan Rotaru, pentru că mi-aduc aminte că nu-i țin minte numele, mi-aduc aminte telespectatorii prin SMS, cum îl cheamă pe, pe, domnul Rotaru. Și ăștia au cam strălucit prin... A, adică nu aflăm, deci poate dân și au o activitate la poate au făcut legi au inițiative, au intervenții și nu-i dau televiziunile. Poate un complot, un, un, pardon, scuzați-mă, poate un complot împotriva dumnealor. Un complot media, de aia n-aflăm nimic despre ei. Poate că nu invită nimeni în, în, ca, să facă, ca să facă ceva. Cine știe? În ce scuze am lăsat, am uitat să am uitat să dau telefonul pe mu, dar și telespectatorul respectiv uh, trebuie să folosească SMS-ul, în niciun caz să încerce să ne prindă în, uh, în, direct. Bun, deci concluzia este că deocamdată nu, uh, nu sunt vești foarte bune dinspre Parlamentul României. În schimb, nu putem să ratăm și o asemenea știre, uh, Cităm, cităm, din mai multe să zicem site-uri de internet, din mai multe publicații, că Robert Turcescu le-a dat o veste fanilor săi. Are și ăsta fani? Televiziunea online pe care dorește să o înființeze prin donații nu a generat o mare înghesuială. Nici nu ne gândeam. Deci, iată ce spune Robert Turcescu. Vesterea, Deși sunteți mulți cei care intrați pe acest blog, citiți și distribuiți anchetele pe care le public deja de ani de zile, consta cu relativă amărăciune că încă nu realizați decât în mică măsură nevoia unei schimbări în pesajul presei românești. Încă nu public cifre, o voi face în curând, dar trebuie să știți că nu e mare înghesuială la campania de donații publice pe care v-am propus-o pentru deschiderea unei televiziuni online. Din câteva zeci de mii de prieteni virtuali pe care i-am pe contul de Facebook și de Twitter, doar câteva sute din ei au făcut efortul de a dona o sumă mai mare sau mai mică pentru acest proiect. Vrea cineva să doneze banul lui Robert Ocescu? Nu știu. Eu nu aș face Dar sunt destul. Uh, nu în sensul, uh, în sensul că o, o televiziune online ar fi necesară. Poate e un proiect foarte bun. Domnia sa însă este un personaj controversat din toate punctele de vedere, care și-a făcut un mare de serviciu, care s-a compromis ani de zile într-o poziție, să zicem așa, pro Traian Băsescu, pro fosta putere, nu poți să-l iei ca model de echilibru politic și orice ai spune de asta. Iar în condițiile acestea, de ce i da banul Robert Turcescu? Poate dacă tot vrem să facem o televiziune online, să încercăm cu niște tineri în domeniu, să încurajăm să facă ceva ce nu s-a făcut până până acum. Dar până la urmă vă spuneam asta e doar o, o discuție pur teoretică. Uh, mergând mai departe, vreau să ne întoarcem în uh, în gorș și să abordăm din nou situația din complexul energetic uh, Oltenia. Dintr-un anumit motiv, astăzi a mai apărut o informație, o declarație așa aruncată pe coridoare de competentul ministru Andrei Gerea, competentul era în ghilimele, corpul de control al ministrului energiei a efectuat, după cum știți, verificări asupra unui contract, contractul cu Sârbii, celebrul contract cu Sârbii, încheiat de complexul energetic Oltenia cu BVA cu Al SRL, o firmă de apartament din Constanța, pentru livrarea unei cantități de 1,2 milioane tone de lignit. Raportul Corpului de Control a fost transmis Direcției de Investigare a Infracțiunilor și Criminalitate Organizată și teroristă, deci DICOT A anunțat miercuri Ministrul Energiei Andrei Gera. Bine, întrebarea ar fi și cei cu asta. Da, vedeți, domnia sa trebuia să se bage în seamă cu ceva. Cine au, adică cine a rămas convins că Gerea știe ce are de făcut pe acolo? A, a fost prin Valea Jiului degeaba, a mai venit pe aici prin surprindere, a vorbit cu cine a vrut el, după aia, una a spus atunci după aia, cam asta e Gerea, încolo n-are lucruri palpabile făcute. Uh, Acum despre acel contract care între timp nu mai funcționează, tot reia presa centrală, dar aceleași lucruri, că e cercetat, că e nu... că se fac diverse așa, că a ajuns la DICOT, bine că n-a ajuns la DNA, că... așa, dar între timp, Gorșii nu mai exportă și de aia au apărut și problemele acelea, printre altele, în sensul că oamenii sunt trimiși pe rând în șomaj tehnic câte 10 zile. Că se reia periodic și asta trebuie să arătăm că lucrăm, asta e clar. Dar nu m-am lămurit, adică m-aș și așteptat. Totuși acest contract a început în decembrie, s-a exportat până prin martie, deci s-a întrerupt deja deci, o perioadă. În astea 4-5 luni m-aș fi aștepta ca instituțiile statului să facă lumină dacă chiar a fost o neregulă cu acest contract. Cum nu s-au mișcat lucrurile înseamnă că orică sunt lucrurile în regulă, la limită regulă, sau sunt atât de grave, încât în perioada următoare vom asista la ceva mai spectaculos de genul arestărilor sau orice altceva. Uh, haide haideți să vă spun atare de tot. <coughs> Bine, a apărut o teorie conform căria Florian Walter, patronul romprest la de căutat și se pare că e pe undeva pe afară, a plecat în, într-un concediu mai lung fără acordul organelor dicotului, cred că este sau cine e, da, cu acordul dicotului. Uh, Vreau să vă spun că nu o să vă țineți bine, că cred că e caz unic până acum în chestia asta. Omul de afaceri, Florian Walter, căutat de dicot într-un dosar de evaziune fiscală, a depus 17,9 milioane lei într-un cont de garanții pentru a scăpa de sechestru pe utilajele și proprietățile imobiliare pus de inspectorii antifraudă, potrivit unor surse ANAF. Walter a depus banii la începutul anului după finalizarea controalelor. Compania Rompres, la care acționar major este Florian Walter, e acuzată de fisc că a produs un prejudiciu de circa 4,5 milioane de euro. Banii din contul de garanție vor fi executați de statul român dacă va exista o sentință definitivă a instanțelor de judecat. Reamintim că Rompres, companie de salubritate patronată de unul de afaceri Florian Walter, e acuzată că a produs un prejudiciu de 4,5 milioane de euro la buget prin tranzacții fictive. Fiscul susține într-un comunicat că tranzacțiile au fost dezvăluite în urma unor controle ale Direcției Antifraudă Fiscală în august-decembrie 2014 la Rompre și mai multe firme. Reamintind că Dicot a făcut miercuri mai multe percheziții în acest dosar, iar Florin Florian Walter a fost dat în consem la frontieră. Potrivit unor surse judiciare, Walter ar fi fugit din România în urmă cu o săptămână, cu câteva zile înainte de declanșarea perchezițiilor Dicot. Bun. E vorba de precedentele cercetări asta noile percheziții să zicem că ar fi în alt caz. Dar am și eu, dacă omul ăla a dat banii, da? De fapt, n-are de ales și face asta ca să poată funcționa. Noi însă vrem să dea faliment romprestul și dăm mii, am înțeles că sunt vreo șase de oameni sau ceva de genul ăsta, sau 60 de mii, nu, 60 de mii de oameni în toată țara, îi dăm afară dacă blocăm romprestul. E în regulă asta. Bun, să zicem că ar fi, a furat, a făcut nu știu ce. Dacă totuși instanța îl va găsi nevinovat, Bun, să zicem că îi dă și banii înapoi, ăia care i-a pus acolo, 4,5 milioane de euro. afacerea cine o mai pune pune pe picioare? Sau cine plătește pentru asemenea lucru? Că bănuiesc și acum ajung la lucrurile mai importante că și procurorii, și judecătorii, la fel ca și parlamentarii, tot se cere chestia asta, trebuie să răspundă pentru ce fac. Când fac câte una nefăcută, trebuie să răspundă. Nu ar fi normal așa. Uh, dar faptul că ăsta Walter a pus banii ca să poată funcționa în continuare este un lucru de, de apreciat. Poate că din cauza asta a și fost noile de santuri, nu? Că și Dicotul trebuia să arate că lucrează, nu? După problemele de imagine de la finalul anului trecut, cu în, inclusiv șefa acea mare săltată, trebuia și el să se facă că lucrează, nu? Uh, <coughs> Suntem, uh, apropo de, de știrile zile și spuneam că vorbim, uh, vorbim mai mult de gorj uh, în finalul emisiunii de astăzi, trebuie spus că uh, sunt, uh, sunt, sunt știrile din, uh, din Gorj astăzi, n-au fost atât de concludente sau atât de mari, însă cotidianul pandorului de astăzi ne-a confirmat o supoziție care am lansat-o într-o emisiune trecută. Și anume, uh, domnul Răuț Ion Răuț, șeful direcției de securitate din cadrul CEO, are în subordine doar 50 de oameni. Deci, iar paza în complex o asigură ghiştine. firmele private, așa cum v-am mai spus, deși nu am găsit scris la momentul acela. Deci, doar la carierele de la JILS păzesc angajații societății. Răuț spune că se lucrează la crearea acestei direcții etapiza și că în final vor fi 500 de agenți de securitate atestați. El spune că a fost sabotat de mineri și energeticieni care au picat intenționat examenul de atestare profesională pardon, după absolvirea cursurilor. Răuț a fost șef la resurse umane pe tot complexul, iar măsurile dure împotriva salariaților i-au creat o imagine care nu va putea fi ștearsă, spun colegii de la Pandur. Bun, Asta că au picat testul să nu devină, devină paznici, mi-aduce aminte de o altă chestie. Cu mulți ani în urmă, pe când eu și colegi de-ai mei de generație terminasem facultatea și încă nu se schimbase legea, era vorba de stagiu militar, erau bătaie la centru de recrutare când completai acel test psihologic să faci cât mai puține puncte ca să prins cărbuneștiu la teră era vorba, deci termenul redus, dar dacă ăia mai slab pregătiții mergeau la subofițeri la cărbunești, școala de subofițeri, ceilalți mergeau la școala de ofițer, deci luau mai mult și plecau în țară. Și era un concurs între cei care dau testul să facă cât mai puține puncte ca să poată fi eligibil pentru cărbunești. Dar știți cum e la testul psihologic? Că nu știi niciodată cum, cum să o dai cu interpretarea, cu nu știu ce. Și uh, de, te trezeai că unul care încerca, dar încerca la greu, să facă cât mai puține puncte, să ia foarte multe puncte și să fie dus în țară, în timp ce alții care forțau, aveau, vreau să fie ofițeri, în rezervă, dar ofițer Și nu reușeau să facă punctajul și plecau la cărbunești, da apropo de chestia asta. Dar interesantă, deci Ion Răuț a precizat în presă, deci cum spuneam, că aproape 100 70 de angajați ai complexului Oltenia au fost trecuți pe lista de agenți de pază, doar dar 93 au urmat cursul de formare profesională, restul urmând să le facă în perioada următoare. Dintre aceștia circa 50 nu au reușit să promoveze examenul de atestare profesională. Acum vreau să vă spun o chestie. Bun, e posibil ca ei s-o fi făcut intenționat. Dar dacă chiar n-au putut să treacă testul respectiv Ia gândiți-vă. La oamenii respectiv, bănuiesc că fiind o firmă de pază și având chestiile astea în momentul când ai atestat și nu știu ce, o să ai și o armă în dotare. Ne riscăm să le dăm, că bănuiesc că vor lua două, doua, a treia oară testul. Ne riscăm să le dăm armă pe mâină lor? Nu cumva ăștia se împușcă între ei dacă, datorită competenței deosebite? Da, e de discutat. Uh, sau domnul rău stă între ei și dirigează. S-ar putea să riște foarte mult din cauza competenței celorlalți. Dar în fine, asta e altă, e altă treabă, e un fel de, de, a, de a face haz de necaz. Uh, acum că tot vorbim, uh, uh, tot vorbim de știrile zilei, uh, aflăm că la Motru, s-a rezolvat problema alimentării cu gaze uh, aflăm că cetățenii din Stănești sunt nemulțumiți de faptul că să zicem așa a fost concesionate pășunile comunei către o firmă, în fine a ieșit și în stradă aflăm că 289 de gorjeni sunt mai bogați cu cât, 30 de lei, ceva de genul deci haideți să vedem uh, uh, să vedem milionarii gorjului la loteria bonurilor fiscale uh, domnul Ciumag a anunțat că avem uh, avem 289 de cere de câștigători care au luat circa 60 de lei. Deci au luat de vreo 10 ori suma pe care au dat-o pe bonul respectiv. Deci de la milioane, zeci, sute de milioane la care se așteptau ei, au luat 60 de lei. De lei. 600.000 de lei vechi. Vedem și la dacă vor mai participa în competițiile următoare. Dar haideți să vedem de unde sunt câștigătorii, campioni. 205, sunt din Târgu Jiu. 52 sunt din Motru, doar 2 sunt din Novaci, 22 din Rovinari, 8 din Târgu Cărbunești. Și atenție, teoretic până astăzi mai puteau să depună dacă mai era vreun câștigător. Probabil nu mai sunt, dar cam ăștia, cam ăștia sunt câștigătorii. Bun. Colegii din Regie îmi spun că timpul alocat emisiunii s-a cam terminat, așa că uh, ne dăm întâlnire săptămâna viitoare, începând de luni. Și acum vă las în, în compania lui, așa, uh, așa cum, uh, cum îmi spun colegii din Regie, Gica și Betty vă așteaptă la dedicațiile muzicale, începând cu ora 20. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!